Chiar dacă fratele Iacob Coman are în unele puncte dreptate, spune aici un ascultător, este totuși o problemă gravă, și anume, fratele Iacob Coman învață și susține că sexul oral este de la Dumnezeu și că este un lucru bun. Așteptăm ca să fie clarificat acest punct. Mulțumim. Deci, a fost unul dintre punctele care s-au vehiculat în ultimii 2 ani. Fiți liniștit, fratele meu, n-am niciun fel de problemă și n-am niciun de ascuns. Îmi dau seama că... Deci, ca să fie clar odată și pentru doamna, unul la mână, faptul că s-au dat definiții la gesturile erotice, definiții care au fost puse în zona neagră sau albă, asta nu are nicio legătură cu viața mea sau cu viața vreunui om. Dumnezeu a făcut făptura de ordin masculin și de ordin feminin pentru că această făptură să se petreacă împreună în sens erotic, exact cum vrea ea. Adică dacă dumneata, ăla care a întrebat, că iertați-mă că uneori sunt probabil rău, mă abțin. Dacă dumneata o să mă vezi pe mine că îi sug lobul la ureche la nevastă, mi-au să zici că l-ai sex urechial. Adică, scuză-mă, ești lipsit de creier. Adică eu îmi sărut nevasta exact unde vreau eu. Și nu o sărut unde vreau eu pentru că sunt tâmpit sau sunt păcătos. Ci eu îmi sărut nevasta unde vreau eu pentru că așa mi-a poruncit Dumnezeu. Iar eu nu pot să-mi fac opreliștele care se nasc de la călugării din Egipt, monahism preluat mai târziu de călugării creștini, care au inventat anumite lucruri și nu toți. Încât sâmbăta dimineața la biserică toți bărbații vin inhibați cu testicolele ca bolovanii și se apucă să slujească pe Hristos strigând unul la altul. Lucrurile astea nu sunt scrise în Scriptură. Ba dimpotrivă, dacă vreți, în Scriptură spune așa, că rodul trupului bărbătesc este dulce în gura femeii care îl iubește. Eu n-am nimic, rupeți foile astea și aruncați-le în foc. Eu n-am nimic de asta. Iar întrebările acestea le puneți niște frustrați, care dormiți îmbrăcați lângă nevastă și socotiți păcat că îi vedeți trupul. E frumoasă decizia voastră și vă respect și sunteți fericiți. Dar respectați-mi și decizia mea și lăsați-mă și pe mine să fiu fericit. Nu că sărutarea organului genital al nevestei mele e păcat. E o plăcere pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Și dacă nu vă convine, duceți-vă în treaba voastră. Nu că soția mea îmi sărut organul meu genital este o scârboșenie. Este un fenomen magistral de iubire și de drag și de plăcere. Nu vă convine? Castrați-vă! Adică ați ajuns să creați un leat de oameni frustrați în biserica asta de o indolență și de o subcultură de care pur și simplu îți vine să fugi. Da? Haideți să trecem la ultima secțiune, după care vom la o pauză până la... Pe urmă, mai am o singură propoziție. Pe urmă, vine tipa asta, nu știu cum o cheamă, Van Pel sau cum îi o cheamă asta de la conferință, de la conferința generală. Nancy Van Pel. Așa. Păi vine asta la Cernica, mă frate. Păi să vezi ce vorbește asta la studenți. Aia n-are nicio problemă că o vorbiți în engleză. Pentru că tu ca român te socotești pe tine maimuță care n-ai voie să gândești și n-ai voie să zici niciodată nimic. Când vin ăștia de acolo care n-au nici creier, n-au nimic și zic tot ce-i taie capul, totul este sfânt și bun, mă, la ea nu îndrăznești să le spui ceva. Păi știi ce au zis Van Pel la studenți, la noi? De față cu Peicu, sunați-l pe Peicu și întrebați-l. Au zis că dacă îți bagi capul sub tricou la prietena ta, necăsătorit fiind, și începi să-i suși țâțele, atunci s-ar putea să spui problema că ar trebui să o întreb dacă nu vrea să mărițe cu tine. Dar nu este nicio problemă. Asta ținea la Cernica, băi, dragul meu. Bă, dar ăla n-au nicio problemă. Are problemă pentru că într-un context studențesc
Profesorul Coman ține niște seminarii la niște oameni care sunt preocupați de viața lor și pun niște întrebări. Și profesorul Coman nu are două unități de măsură. Adică cea de scrifoșit de la amvon în care stă speriat acolo cătrănit să zică trei cuvinte pe care nu le asculte nimeni. Și profesorul Coman a spus la tine, dragii mei, uite-l aici. Aici este, se numește chestia asta, nu-i piele, ci este o, mă rog, ce-o fie asta de aici. Această chestie pe care o sărut de aici este și dincolo. Dacă îți place sărutul, dacă nu las-o în